Aflată la doar o oră de zbor de București, Viena este destinația firească pentru investigații medicale și tratamente moderne. Medici renumiți de la Spitalul Vienez Wiener Privat Clinic au fost astăzi la București pentru a răspunde la întrebările pacienților români. De cele mai multe ori, pacienții români ajung la clinica vieneză pentru a doua opinie sau pentru diagnostic și tratament. We have physicians from all possible specialties working very closely together. We have a very fast diagnostic workup. So when you come there, you probably have the very rapid results within a day. We do have all treatments available, so when you come there, you have diagnosis and treatment. And all specialists in all fields at the same time, at the same place. Cu experiență de aproape 150 de ani, VPK deține un centru de excelență în oncologie, în care 10 de specialiști formează o echipă multidisciplinară, care le oferă pacienților diagnostic și tratament personalizat. Pentru că numărul românilor care ajung la VPK este în creștere, relația cu pacienții este una specială, gândită să înlăture orice formă de disconfort. Există o echipă care se ocupă de case management și care acordă familiei și pacientului absolut toate informațiile necesare. Deci oamenii știu de la bun început care vor fi pașii, ce se va întâmpla. Avem în cadrul spitalului asigurată traducerea în 50 de limbi, 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Este un cumul de factori, un cumul de factori organizatorici, de procese pe care le organizăm, astfel încât pacientul internațional, român sau de altă naționalitate, să se simtă în siguranță și să nu simtă atât de puternic această distanță între el și familia rămasă acasă. Clinica Vieneză este printre puținele centre medicale din Europa care le oferă pacienților oncologici imunoterapia, una dintre cele mai moderne terapii împotriva cancerului. Un nou ciclon periculos ajunge peste România. Urmează ploi și furtuni puternice. Silviu Grigore vine imediat cu informații de ultimă oră, după o scurtă pauză de publicitate, atunci când avem și informații.